Acum, pe tema parcărilor, Prisecarul Niculina, din șase locuri libere, spune că s-a alocat un loc, restul au rămas libere. Am solicitat și eu un loc anul trecut, dar nu am primit. De ce nu se ocupă cele libere și de cei cu distanța de 30 de metri? Acum, în a doua etapă, da, am terminat prima procedură conform regulamentului. Am demarat deja cea de-a doua etapă. Ce pot să vă spun că din aproape 20.000. De locuri de parcare disponibile s-au atribuit undeva la jumătate, jumătate a rămas neatribuită. Adică nu au fost solicitări pentru aproximativ 10.000 de locuri de parcare. Repet, aproximativ 10.000 de locuri de parcare au fost neatribuite pentru că nu au fost solicitări. Apropo de problema parcărilor din București. Nu știu ce se întâmplă în alte părți, dar în sectorul 3, repet, în urma procedurii de atribuire, aproximativ 10.000 de locuri de parcare au rămas neatribuite în sensul în care nu au fost solicitări. Da, au fost și zone foarte aglomerate sau locuri de parcare foarte dorite, în care unii cetățeni au vrut neapărat un loc de parcare. Domnule, ai mai, mai, încolo un loc liber. Deci și l-au vrut neapărat pe acela și au licitat pentru el. Foarte bine. Consider că este mult mai corect să avem o procedură transparentă decât să ajungem la, știu și o dorință unui funcționar care decide el cine primește locuri de parcare și cine nu primește sau unde anume să primească unul sau altul. Și, repet, aceasta cred că este normalitatea să avem o procedură transparentă, cum știu că mai există în alte puține orașe din țară și mă bucur că eu consider că asta este normalitatea. Da, în a doua etapă crește distanța și se poate atribui la 100 de metri, chiar și mai bine de 100 de metri. Deci, în a doua etapă, puteți foarte bine să primiți un loc de parcare. Am speranțe că vom onora cât mai multe solicitări. Dacă nu, Doamne, ajută chiar pe toate să le putem onora.